Mergem mai departe pentru că PSD anunță ultimii pași până la suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Socialdemocrații au în calcul varianta de a sesiza Comisia de la Veneția, Consiliul Europei sau Comisia Europeană pentru că șeful statului întârzie să semneze revocarea Laurei Codruța Kövesi. Senatorul PSD Adrian Suțuianu susține de asemenea că Parlamentul ar putea adopta o declarație prin care să-i ceară lui Klaus Iohannis să respecte Constituția. Mergem la colegul meu, Robert Kiscel, care a urmărit toate discuțiile de astăzi pe tema suspendării. Robert, pare că PSD se ferește să ajungă la acest act de suspendare. Bun găsit! PSD, pe de-o parte, și mai ales partenerul de coaliție, cei din ALDE în frunte cu Călin Popescu-Tăriceanu, ar fi cei care s-ar opune acestei variante, cea a suspendării. Am văzut declarația pe care o făcea astăzi Adrian Suțuianu, de menționat senatorul PSD, nume propriu. Nu a fost o discuție în interiorul partidului sau în interiorul coaliției cu privire la eventuale alte variante pe care le-ar avea cei din coaliție la îndemână în afara suspendării, și anume spunea Adrian Suțuianu că fie Parlamentul ar putea adopta o declarație prin care să critique această întârziere a președintelui de a semna de revocare, sau dacă nu, s-ar putea adresa fie Comisiei Europene, fie Comisiei de la Veneția pe acest subiect. În ceea ce privește suspendarea, astăzi, după ședința Biroului Permanent Reunit, Liviu Dragnea spunea că trebuie discutată în interiorul coaliției varianta și că această variantă ar putea fi discutată săptămâna asta. Este în continuare pe masă suspendarea, pe masa deciziilor liderilor coaliției, însă, la puțin timp după, a avut o întâlnire cu Călin Popescu-Tăriceanu, au discutat cei doi mai bine de o oră și surse politice spun că subiectul suspendării nu a fost abordat. Așadar, în continuare, Klaus Iohannis nu vine cu o decizie de la Palatul Cotroceni. Este liniște. În această săptămână, președintele nu a avut nicio ieșire publică, iar cei din coaliție nu sunt hotărâți dacă vor merge sau nu pe varianta suspendării. Este un precedent extrem de periculos, care încalcă norme democratice fundamentale. Și cred că domnul președinte nu poate rămâne în această situație. Eu sper că va pune în aplicare această decizie a Curții Constituționale. Mai cred că există și, să spunem, mijloace intermediare până la suspendare. Și, uite, mă gândesc, este o opinie personală, nu opinie a Partidului Social Democrat, că Parlamentul, în ședință comună, ar putea să adopte o declarație prin care să ceară președintelui să respecte deciziile Curții Constituționale și eventual, că toți suntem cu pâra permanent pe la diverse autorități și organisme europene sau internaționale, să facem ceea ce a făcut Curtea Constituțională a României, și anume să sesizăm Comisia de la Veneția, e la modă, să sesizăm Consiliul Europei, este la modă, să sesizăm Comisia Europeană, pentru că este și asta la modă, și să scriem și noi ambasadelor tuturor statelor membre UE și NATO, nu doar la cele 12.